Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Pregătiți pentru plecare. De ce eu? De ce eu? Deschide odată ușa asta. E un ordin. Eu sunt primarul și vei face ce spun eu. Înțeles? Da, Hin, știu foarte bine că tu ești de vină. Ce încerci să faci acolo? Sunt la fel de nebuni ca niște găini plouate. Asta e rău. Rău tare. Ne-am ars. Chestia asta a ieșit cu totul de sub control și totul datorită câtorva farse. Dar nu au fost ale mele. Bine, am făcut și eu câteva, dar n-am vrut. Păi am vrut, dar în felul ăsta... Of, e prea complicat. Hai să o luăm de la început. Este sâmbătă. La începutul săptămânii orașului East Gackle, întotdeauna este sufocant în oraș. Săptămâna orașului East Gackle reprezintă sărbătorirea acestui loc drăguț pe care îl numim acasă. Pentru a marca această ocazie deosebită și pentru a comemora frumoasa sărbătoare și în viitor avem o mare surpriză pentru locuitorii orașului. Brussels are deja o statuie caragioasă care i-a adus recunoaștere internațională. Așa stând lucrurile, și orașul nostru East Gackle se va alinia în șirul celorlalți. Am ales o uniformă pentru colțurosul nostru prieten de cherestea, care va reflecta statornicia drăguțului nostru oraș. N-aș putea rezista? Asta ar putea fi cea mai bună lucrare de până acum, Andy. Ce? Cine e responsabil pentru această teroare? Al dumneavoastră, cu respect. Ei, ne iubesc cu adevărat. Bravo, Andy! Bravo, Andy! E făcută! Bravo, așa, bravo! Mulțumesc! Așa, bravo! Mulțumesc! Așa, no, bravo! Sunteți prea drăguți! Ce da, bine! Da, da, chiar m-am întrecut pe mine! Bravo, da, Andy! Sunt genial! Bravo, ce aș mai putea spune? Bravo, așa! Bine, bravo, haide, continuați! Noi urăm pontele tale, Larkin, dar trebuie să recunoaștem că asta a fost o farsă bună. Mulțumesc, băieți, și eu vă urăsc. Băiete, ce-mi place când lumea recunoaște talentele. Și eu am ajutat, să știți, am făcut ce era mai greu, da, da. Sunt așa de, știi tu, impresionat, istețule. Trebuie să recunosc, frățioare, când ești bun, ești bun. Așa să știi. Larkin! Un om josnic ar putea să-și o ia în cap cu atâtea laude, nu-i așa? Danny? Danny, această farsă s-ar putea să nu fie cea mai mare, dar se dovedește a fi cea mai satisfăcătoare. Haide, Danny, grăbește-te! Avem de făcut ceva mult mai stringent. Andy, trebuie să mă ajuți! Chiar trebuie! Wow, maș, ce e? Lumea a intrat în panică la pizzerie. Toată lumea comandă pizza pentru sărbătoarea orașului. Ne trebuie un nou ajutor de bucătari. Poți să mă ajut să livrez pizza? Nicio problemă, maș. Stai să-mi iau skateboardul. Mulțumesc, tinere. Ești un salvator. Hai, urcă. Dar fără farse, bine? Asta e o afacere. Relaxează-te, maș. Nici măcar nu mă gândesc la asta. Ești unul dintre cei mai buni prieteni. Hai, Danny. Da, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Aș fi fericit să-l ajut pe maș pentru o taxă. Spune, câtă pizza putem mânca? Păi, nu ar fi nicio problemă dacă l-ai întrebat pe șeful meu. Haide, trebuie să ne grăbim. Câtă pizza putem mânca? Bună idee, Danny. Și eu am idei, să știi. Câtă pizza puteți mânca? Despre ce vorbiți? Ce spui dacă renunți la ideea ta tâmpită? Cum? Pizza Nino, cu ce vă putem ajuta? Da, o pizza extra mare cu ardei și cu cârnați italieni. Bine, adresa? Da, și ia spune, băiete, cum ne veți ajuta? Avem skateboardul, vom călători, șefu. Bine, carle fie, ne-am înțeles. Tu! Oh, bună prindere!
tu să le dai câte pizza pot mânca la sfârșitul turii. Acum grăbiți-vă, toată lumea la treabă. Hai cu mine, Carly. Numele meu este Danny. Mie îmi place Carly. Pot trăi cu asta. Ce încerci să faci? Să mă vezi concediat? Scuze, a fost un accident. Au! Scuze. Ești un soi de glumeț? Nu, eu doar... Nu mai sta în cale sau îți va părea rău. Personalul de la livrare împart bacșișul în mod egal. Ce dulce. Trebuie să scot câteva pungi pentru livrare. Bucătarul pune pizza în cutie, iar apoi tu o iei și... Să le împachetez și să le îmbrac. Carly, tu ești un talent înnăscut. Ia restul de pizza și împachetează-le, iar apoi le trimitem prin acești băieți. Andy, ar fi o pedeapsă crudă și inumană să duci pizza asta la familia Lynch. Dă-i o lui Maș, cealaltă este pentru părinții tăi. Sper că asta nu conține una din glumele tale nesărate, Andy. Nu trebuie să vă temeți cu nimic. Astăzi. N-am uitat ceva? E, să vedem cât putem suporta asta. Ai răcit cumva, Andy? A durat destul de mult. Treaba merge greu. Celălalt tip de la livrare este bolnav, iar noul bucătar are un comportament ciudat. În schimb, mă ajută Andy și Danny. Data viitoare, lasă-l pe Larkin să livreze pizza. Da! Am putea să mâncăm știtul și să-i murdărim fața, știtul! Ce se întâmplă aici? Ce mai e și asta? Iute! Pizza Nino! Wow! Ce? Cam elastică? Oh, nu, și prea condimentată, e imposibil. Scuze, totul e o greșeală. Pizza suplimentară este deja pe drum. Lasă cor să se întoarcă ei aici. Tu! Care-i treaba, băiete? Pizza care țopăie. Să bea apă din duș. Ce fel de joc joci aici, băiete? Despre ce tot vorbești? Familia Lynch, când nu mănâncă o pizza iute, aleargă una de gumă prin casă. Aș plăti și $100 să văd asta. Haideți, înapoi la treabă. Credeam că ai promis că nu mai faci nicio glumă. Păi este adevărat. Nu ai tu o problemă cu Lynch și Lick? Este un mod finuț de a spune, dar jur că nu am făcut nimic. Deși pizza iute și țopăitoare sunt farse destul de bune. Haide, îi știi doar pe Lici și pe Lic. Încearcă probabil să obțină niște pizza gratuită plângându-se de livrările anterioare. Maș, asta e pentru doamna Wibbles. Iar tu vei duce una la domnul De Rosa. Asta doare. O pizza pentru director. Ce aș putea face eu într-o altă zi? Și amintește-ți, Maș, fără alte glume, ai înțeles? Ai luat-o pe aia de la domnul De Rosa? Ce faci? Îi pictez casa? Niciodată nu lasă bacșișuri. Cred că lui De Rosa i-a plăcut stilul meu. Ei bine, mă bucur că te-ai decis să iei treburile în serios.
Hei, fii atent! Ăla e profitul meu de pe podea! A fost vina lui! Strâng eu! Presupun că pizza asta va fi una dintre cele pe care le vei mânca tu! Maș, cea fără adresă merge la casa Rogie. Sunt pe iahtul lor în port. Iar Andy, aceasta merge la domnul Hutchins. Mulțumesc, Maș, mor de foame. Ar fi bine să fie caldă, dacă nu, nu o plătim. Nimic nu e mai rău decât o pizza rece. Nu vă enervați, domnule, am venit cât de repede am putut. Pizza dumneavoastră este caldă. Auzi, este fierbinte. Bună. Dar, tată, ne-ai intrat în batalon. Unde-i șeful? Acum asta chiar e o pată. Ar trebui să fie distractiv să privești. Ce s-a întâmplat? Ce a mai făcut Maș? A făcut o glumă proastă, asta a făcut. Pizza este împrăștiată peste tot în mașină. Și în pantalonii mei. Nu am făcut nimic. Fundul cutiei de pizza a căzut. Ca și cum s-ar întâmpla tot timpul. Uite, ține, din partea casei, scuze. Dacă mai aud vreuna din glumele astea, locul ăsta va fi închis, știi? Ai înțeles? Doamne Weebles a sunat în timp ce tu erai plecat. Are câteva plângeri, o supără stomacul. De la unul din produsele mele este imposibil așa ceva. Iar acum poliția mă amenință, îmi închide localul. Ce încerci să faci? Tu vrei să mă ruinezi? Dar... Deci, cineva a condimentat pizza vegetariană a doamnei Weebles, iar cutia de pizza a familiei Rougi a fost sabotată. Asta e imposibil. Vreau să spun, nu eu am făcut-o, jur. Și cum se face că ale mele sunt trucate și ale tale nu? Dar nu știu, ți-am spus, nu eu am făcut-o. Da, sigur. Mulțumesc pentru ajutor, dar am să livrez eu pizza de acum încolo. Asta e o tâmpenie. Pentru prima dată nu fac farse și toată lumea crede că eu sunt. Ceva nu e în ordine în East Gackle. Dacă tu spui că nu faci farse, eu te cred, partenere. Dar apare întrebarea, cine le face? Sigur nu este șeful, nu și-ar distruge singura afacerea. Ia stai un pic, bucătarul este nou și cel mai aproape de pizza și are un ghep de mărimea unui elan pe umăr. El sigur are ocazia. Da, dar cum o să o demonstrez? Carly, răspunde la telefon! Iar tu, avem nevoie de mai multe cutii pentru pizza! Sunt în spate! Onoarea mea e la mijloc. Trebuie să-mi dovedesc nevinovăția. Am observat că atunci când bucătarul face pizza, șeful e aici și supraveghează. Asta înseamnă că sabotează pizza după ce o așează în cutie, înainte ca Danny să le pună în sacoșele pentru livrare, nu? Așadar, cutiile trebuie deschise de două ori. Se recomandă discreție maximă. Acum, când bucătarul va deschide cutia pentru a-și face chestiile teribile, poc! Mai bine aș face câteva să fiu singur. Iar acum așteptăm. Andy, ajută-l pe bucătar. Trebuie să fac mai mult sos special în spate. Să știi că nu-mi trebuie ajutor, băiețele. Îți va trebui... Îți va trebui. Nu-mi vine să cred. L-ai păcălit pe cel mai mare farsor din lume, Andy Larkin. Mulțumesc. Cel puțin de data asta mă crezi când îți vorbesc. Deci despre ce a fost vorba?
Am lucrat mult la farsa cu domnul East Geekle, știi, Rocky Aroz, și n-am primit niciun fel de recunoștință. Cred că voiam să dovedesc că sunt mai mult decât o banană la mâna a doua. Să nu mă înțelegi greșit, nu mă supăr dacă ție ți se dă tot meritul când farsele merg greu. Termină cu mizeria asta! Curăță-te pronto! Deci ce înseamnă asta, Danny? Vrei să profesezi de unul singur? De fapt mă bucur că s-a terminat. Toată farsa asta cu pizza iese de sub control. Nu pricep cum de suporți atâte. Hei, Maș! Păstrează-o pentru mai târziu, glumețule, am treabă. Nu te îngrijora, Andy. Voi discuta eu cu Maș când nu o să mai fie așa de ocupat. Știi tu, partenere, ai făcut niște farse în toată regula astăzi. Da, au fost destul de deștepte, nu-i așa? Dar nici să sabotez fundul cutiei pentru a mă prinde nu a fost rea. Vrei să-mi spui cutiile de pizza? Asta mi-amintește că trebuie să le duc înapoi. Unde au dispărut toate cutiile de pizza, vă rog? Le-am mâncat! Ce crezi? Maș le-a luat pentru livrare! Asta nu e bine. Ce zi? Cel puțin ce a fost rău s-a terminat. Aici era! Acesta-i șarlatanul care ne-a tras pe sfoară! Întoarce-te aici tu, Larkin! Ei, asta este tot pe azi, băieți. Iar aici este pizza voastră. Se apropie, sunt nebuni! Te-am avertizat, băiatule, cu pizza? De acum înainte vei avea probleme cu P mare, spun eu! Maș, ți-am spus să nu mai faci glume dintre astea. De ce îmi prigi, mă? Au spus ceva despre a fi împroșcați cu sos. De ce eu? De ce eu? Sunt nervoși ca niște găini plouate. Asta e rău, tare rău. Ne-am ars. Iar de aici, vedeți voi. Vedeți ce vreau să spun, că lucrurile sunt complicate? Dacă nu fac ceva, ne vor mânca de vii. Trebuie să repar chestia asta. Corectez, eu trebuie să repar asta. Niciuna din chestiile astea nu s-a întâmplat din vina lui Maș. Eu sunt de vină, eu am făcut toate farsele. Noi suntem de vină, dar nu te îngrijora. Vom readuce lucrurile la normal. Danny, înșfacă-le pe astea. Ești nebun? Nu te poți duce acolo. Trebuie. Pe lângă asta, trebuie să ajung acasă până la 10. Uite-te cum fac. Dacă unul este binevenit, atunci sunt toți pițanii. Vreau să vă urez la toți o săptămână frumoasă a orașului Sgeckle. Ne bucurăm că gluma noastră promoțională a avut succes. Șeful a vrut să facă ceva pentru a le mulțumi tuturor clienților lui. Așa că aruncă pizza cât poți mânca pentru toți cei care primești pizza cu farse și își răpesc din timp pentru a veni aici. Iar acum pizza Nino plătește pentru tot. Pizza de gratis! Uite așa se duce profitul meu. Nota, vă rog! De la mine pentru voi, băieți. Mulțumesc că ați salvat ziua. Voi sunteți de treabă, băieți. Tare de treabă. Așa suntem noi. Mor de foame. Chiar nu pot, Andy. Asta e rezervată. Ce mai ai în mânecă, partenere? Și fără întârziere și să sperăm că fără alte farse, este plăcerea mea de a prezenta pe noul și îmbunătățitul domnul East Geekle. Cine?
Cine e responsabil pentru nenorocirea asta? Cine altcineva? Bine, Teddy! Bravo, băiete! Bravo, bravo! Bravo, așa! Așa! Bravo, asta a fost ultima dată! Ține minte, Teddy, dacă vrei merite, trebuie să suporți consecințele!